Uno, due. Salutare Brandwiser! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube! Eu sunt Cristina, Brandwiser, mam, și probabil te întreb ce este cu noi, cine suntem. Și asta doresc eu să elucidez în acest prim episod care se dorește a fi un serial super mișto. Sperăm, sper, pe gustul tău. Ce este Brandwise Media? Brandwise Media este un startup nou. E o idee extraordinară pentru vremurile în care trăim și anume branding online prin video și voce, pentru că probabil știi deja, cel puțin sper că știi, foarte multe branduri sunt destul de demodate, ca să mă exprim mai finuț așa, față de vremurile de astăzi. Iar conținutul video este cel care nu doar că vinde, dar ajută la creșterea unui brand atât personal cât și de business. Cine nu folosește astăzi video pierde foarte mult și în curând poate să piardă și capital. De ce? Pentru că astăzi tot ceea ce contează realmente la conversie sau la ROI-ul companiei se poate număra în conținutul video. Video cam ia tot astăzi, din tot contentul sau conținutul de pe internet, video bate la conversii, bate la engagement. Ce înseamnă engagement? Implicare și cam tot ce ai vrea tu să ai nevoie atunci când vrei să crești, să creezi istorie, să crești o reputație, o identitate, nu pentru mâine sau la anul, ci pe termen lung. Brandingul, de fapt, comparativ cu marketingul, este ca o broască țestoasă, adică merge pe cursă lungă, pe când marketingul poate susține sau ajuta brandingul în anumite momente cheie sau să vândă produse sau servicii, respectiv să potențeze momentele unui brand. Astăzi nu toate companiile își permit să aibă branding, respectiv marketing și sales. Marketingul este un ajutor, ar trebui să fie un potențator al brandingului. Pe presopunctură, acum știți, sunt aici în niște zone care sunt extrem de eficiente și mă palpez ca să mă simt mai bine. Deci la noi pe canal o să vedeți oricum o grămadă de nebunii, asta pot să vă garantez, pentru că nu doar că suntem un startup, dar avem o strategie și o idee extraordinară, iar ceea ce ne dorim este să creștem alături de voi. Adică veți fi martorii creșterii noastre, atât ca și brand, cât și a cine suntem noi, de fapt, ca echipă, a unei companii care începe de la zero și crește rând pe rând. Pentru că ce se întâmplă? În spatele oricărui brand, fie el personal sau de business, se află o idee. Cred că am deviat un pic de la subiect, pentru că astăzi nu vreau să vorbesc așa de mult, dar o să vă dau ponturi, o să primiți idei, o să primiți tot felul de strategii pe care le puteți aplica pentru brandul vostru în așa fel încât să creșteți. Ce vrem noi să facem este să vă apropiem ca și comunitate, să creăm, pe lângă faptul că noi suntem o companie în creștere, dorim să creăm și o comunitate prin care persoane care nu lucrează cu noi și nici nu e nevoie să lucreze cu noi, dar fac parte din comunitatea noastră a brandurilor românești, care pornesc de jos, de la zero și cresc frumos, frumos, știind acele lucruri smart care astăzi funcționează și care nu sunt aplicate, cel puțin nu la secolul în care trăim. Suntem încă o echipă mică care acum se formează, acum se instruiește, fiecare vine cu bucățica sa, cu puzzle-ul, da? Evident, eu în calitate de mam și îmi doresc să împărtășesc cu voi drumul nostru, să vedeți și stângăciile noastre și prostioarele pe care le facem, să fiți alături de noi pe drumul nostru, să vedeți cum crește echipa. Și vei avea acces la noi, în prima fază, prin departamentul nostru video, în care am o echipă de doi talentați, super talentați tineri, care cred că o să facă niște lucruri despre care tu o să-ți amintești pe online. Pentru că au ceea ce le trebuie, în sensul că au și talent și iubesc asta. Și din punctul meu de vedere, sunt ingredientele de bază care vor crește întotdeauna și vor bate un pro
dar mediocru pe nișa sa pentru că nu iubește ceea ce face. Am doi oameni aici geniali alături de mine, care acum se joacă, de exemplu, și o să-i vezi și tu în episoadele viitoare sau astăzi. Vedem, hai să fie surpriză. Not today. Astăzi filmăm cu telefonul pentru că vrem să vezi evoluția noastră și pentru că nu vreau să te blochezi acasă că nu poți să faci nimic datorită faptului că n-ai echipament. Ba, poți! Dă-i drumul! Orice lucru care faci, un video prost calitativ, întotdeauna va bate lipsa de acțiune, adică nimicul.